Bun găsit la știri, sormănii care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Sute de oameni au venit la primăria Pașcan pentru a depune dosarele de pe urma cărora să beneficieze de un cupon valoric de 100 de lei. Tichetul este acordat de administrația locală familiilor nevoiașe pentru sărbătorile pascale. Astăzi a fost prima zi, iar sala de căsătorii a fost luată cu asalt. Polițiștii locali au fost și ei la fața locului. Astăzi a fost prima zi când familiile din Pașcani, cu venituri mai mici de 520 de lei pe membru de familie, au putut să-și depună dosarele pentru a beneficia de tichetul cu o valoare de 100 de lei. Pentru că numărul pășcănenilor care a venit astăzi la sediul primăriei a fost destul de mare, patru funcționari publici au preluat actele cetățenilor și polițiștii locali au fost la fața locului pentru a coordona activitatea și mai ales pentru a stabili ordinea și liniștea. Ca dosarul să fie aprobat, el trebuie să conțină mai multe documente doveditoare a veniturilor și a familiei. Cererea TIP se ridică de la ghișeul unic din cadrul primăriei Pașcani. Știți că la primăria municipiului Pașcani puteți depune cererea ce o găsiți la ghișeul unic de la intrare cu următoarele documente doveditoare pentru acordarea acestor tichete sociale. E vorba în primul rând de cererea solicitantului, cererea arată în felul următor și o găsiți la ghișeu, după cum vă spuneam. Actele de identitate ale solicitantului trebuie și ele să fie prezentate în original și în copie. Mare atenție, dacă nu aduceți actele și în original și nu le aveți la dumneavoastră, în aceste condiții atrage și respingerea cererii dumneavoastră. Actele de identitate sunt următoarele: certificat de căsătorie, de naștere, ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani după caz, certificat de deces, dacă este cazul, bineînțeles. Actele se prezintă, după cum vă spuneam, în original și în copie, pentru că acele copii rămân la dosarul dumneavoastră. Copie xerox după hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre de plasament familial, adopție sau tutelă după caz, adeverințe de salariat, respectiv cupon de pensie pe luna anterioară, deci nu pe luna martie, ci pe luna trecută trebuie să aduceți aceste documente, cupon de indemnizație, șomaj, handicap, creșterea copilului, la fel, tot de pe luna anterioară, sau orice alte surse de venit pe care dumneavoastră le aveți. Menționând că administrația locală are alocate în acest an pentru sărbătorile pascale 1500 de tichete, valoarea unuia fiind de 100 de lei. Venitul maxim pentru ca o familie să primească tichetul este de 520 de lei, mai mult față de anul trecut și datorită creșterilor salariale și punctului de pensie. Alimentarea cu gaze naturale va fi sistată la consumatori pe 21 de străzi din suburbia Lunga Pașcani. Se vor efectua lucrări la sistemul de distribuție a gazelor naturale din municipiul Pașcani. Sistarea se va face începând cu orele 10 până spre amiază. În vederea efectuării unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale din municipiul Pașcani, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată mâine 28 martie în intervalul 10-16 pentru consumatorii de pe mai multe străzi din municipiu. Compania noastră solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute. În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispecerul de urgență al delegat Gaz Grid. Reluarea serviciului de distribuție a gazelor naturale se va efectua treptat imediat după finalizarea acestor lucrări, cel mai probabil începând cu ora 16. Sistarea se va face începând cu ora 10 pentru consumatorii de pe străzile 1 mai, 9 mai, Alexandru Dobescu, Aprodu Purice, Constantin Brâncoveanu, Dealul Spirei, Despina Doamnă, Dobrogeanu Gherea, Emil Racoviță, Garabeti Brăileanu, Grigore Ghica Vodă, Mihai Viteazu, Movila lui Burcel, Propilor, Popa Șapcă, Preda Buzescu, Tămăduieni, Vasile Lupu, Unirii, Abator și Vântului. Marșul pentru viață a avut loc sâmbătă în toată România, dar și în Republica Moldova. De asemenea, preoți alături de copii și adulți s-au rugat și au dat baloane colorate, flyere cu informații despre familie, viață și avort. Nu au lipsit rugăciunile. Sute de mii de persoane și-au dat întâlnire sâmbătă în zonele centrale din orașele României, acolo unde au mărșăluit pentru viață. La Pașcan doar câteva persoane au spus prezent la eveniment. Să trăiască într-o lume normală, vrem să trăiască. Lăsați-ne copii, suntem în credința dreaptă. Neamul nostru vrem în Dumnezeu să creadă. Lăsați-ne copii în liniște să crească. Într-o lume normală vrem să trăiască.
Ele s-au întâlnit în piațeta Mihail Sadoveanu, moment în care au rostit o rugăciune, apoi au mers pe trotuar spre capela în construcție alături de mai mulți preoți. Protopopul de Pașcani, Pavel Postolache, a numit acest eveniment o călătorie de rugăciune, de viață, de ajutor pentru cei aflați în necaz. Această sărbătoare a bucuriei, a speranței, această rugăciune a noastră, aceste gânduri ale noastre de anul acesta, de la Marșul pentru Viață, pentru că orice s-ar întâmpla, multe minuni am citit, vedem, găsim și în Biblie, în Sfânta Scriptură, multe minuni vedem și cu ochii noștri de astăzi. Dar cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o este viața noastră. Și noi astăzi am glăsuit și către Dumnezeu și către lume că trebuie să avem grijă de viața noastră. Trebuie să știm ce facem cu viața noastră. Trebuie să știm ce facem cu viața pruncului care s-a zămislit în pântecele mamei. Ce facem cu viața copilului, ce facem cu viața mamei, ce facem cu viața de familie, ce facem cu viața neamului nostru românesc. La Hârlău mai multe persoane au venit la manifestare și au mers prin centrul orașului cu cântec și rugăciune, oprindu-se la biserică pentru o slujbă. Campania este una împotriva avorturilor, un semnal în contextul în care în România avorturile sunt duble față de media europeană. Festivalul Toleranței ce a avut loc vineri la Hârlău a fost un real succes. Sute de elevi, cadre didactice, reprezentanții autorităților locale sau ai ONG-urilor din oraș au participat la cea de-a treia ediție a evenimentului. Startul a fost dat printr-un marș de prietenie care a pornit de la Colegiul Ștefan cel Mare și a mers până la Palatul Copiilor. Străzile s-au umplut de manifestanți cu pancarde cu tot felul de mesaje. Circa 300 de elevi au participat vineri la Marșul Prieteniei și Festivalul Toleranței a ajuns la cea de-a treia ediție în acest an. Centrul orașului Hârlău s-a umplut de prichindei, adolescenți, cadre didactice, reprezentanți, aiatori, administrației locale sau organizații neguvernamentale, jandarmi și poliție. Aproape fiecare participant avea câte o pancartă pe care erau scrise diferite mesaje către prietenie, iubire și respect. La marș a participat și edilul orașului Radu Curca. Se spune de la locul despre toleranță. Cuvântul toleranță, așa cum ne-a fost deschis în dicționar, vine din latinescul tolerante, care înseamnă a suporta. Iar primul care a introdus cuvântul acesta toleranță în viața socială a fost Erasmus de Rotterdam. Evenimentul a continuat la Palatul Copiilor cu un spectacol artistic. La deschiderea acestea au venit directori de școli și grădinițe, reprezentanții poliției din oraș și cadre didactice. Grădinița cu program prelungit Hârlău are deosebită plăcere de a fi partener în cadrul acestui minunat proiect, un proiect al păcii, al iubirii, al armoniei și al toleranței. Vă asigur de faptul că toate aceste atribute se regăsesc zi de zi în grădinița noastră. Vreau să dau cezarului cestea a cezarului, să felicit formatorul acestui proiect, să felicit instituția organizatoare, toate întreg staful organizatoric, toate cadrele didactice care au oferit săptămâna aceasta activități foarte frumoase.
Menționăm că festivalul devine o tradiție pentru zona de învățământ din Hârlău și împrejurimi și are ca scop oprirea violenței și conștientizarea efectelor acesteia asupra copiilor și nu numai. În toată săptămâna au fost făcute zeci de activități, dezbateri și ateliere de lucru. Organizatorii sunt Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hârlău, prin intermediul clubului Ștefi Impact, 15 școli partenere, ATOR și Poliția din Hârlău. Vine Paștele, iar administrația piețelor din Pașcani a început igienizarea. Cea din zona deal a fost închisă pentru câteva ore, pentru ca mașinăriile și personalul de la gospodărie comunală și seră să poată face curățenie și spăla hala de lactate, dar și platoul unde se află tarabele cu verdețuri și fructe. Piața agroalimentară din zona de ala Pașcanului a fost închisă astăzi pentru câteva ore, moment în care s-a făcut curățenie de primăvară. Angajații de la compartimentele sere și gospodărie comunală au luat la spălat tarabele și platoul. Acțiunea de igienizare face parte din cadrul unui proiect propus de noua conducere a piețelor, care dorește ca locațiile să fie igienizate măcar de două ori pe an. Începând de astăzi, cele două piețe din municipiul Pașcani vor fi igienizate. Am început cu piața din zona deal a municipiului Pașcani. S-a acționat în special pe hala de lactate cu substanțe specifice. S-a dezinfectat, s-a curățat acolo. Au venit cei de la gospodăria comunală, pentru care le și mulțumesc. Au venit cu o echipă și au măturat, au curățat pe platoul pieței, printre tarabe, printre chioșcuri. Mai apoi trebuie să le mulțumesc și celor de la serviciu de seră, pentru că mi-au pus la dispoziție acea mașină de spălat piața. Au venit și au spălat și piața astăzi. Mâine dimineața, acțiunea de igienizare va avea loc și în piața agroalimentară din zona Valea Municipiului. Au început controlele în piețe, târguri, oboare sau magazine pentru sărbătorile pascale. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare Iași controlează marfa pusă la vânzare pentru a depista eventualele nereguli. Până acum au fost făcute 21 de verificări și s-au dat amenzi de aproape 2000 de lei pentru depozitare incorrectă a produselor. Autoritățile recomandă clienților să fie atenți în această perioadă la ceea ce cumpără. Pentru că mai sunt doar câteva săptămâni până la Paști, inspectorii sanitar-veterinari au început acțiunile de control ce vor dura până aproape de Marea Sărbătoare. În numai câteva zile au fost verificate 21 de unități, printre care depozite, piețe agroalimentare, măcelării sau pescării, și s-au dat 3 amenzi. Deja au început, din 15 luna asta am demarat deja acțiunea de control cu ocazia sărbătorilor pascale. În această perioadă, până la data de astăzi, au fost verificate 2 depozite alimentare, 5 piețe agroalimentare, o kerhana, 3 măcelării, o unitate de procesare carne, un supermarket, 2 magazine alimentare, 4, o unitate de tranșare și 4 pescării. În total 21 de unități. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 1920 de lei RON. Se verifică modul de depozitare și etichetarea produsului, termenul de valabilitate, iar în cazul cărnii, proveniența și documentele necesare pentru comercializare. Se urmărește, în primul rând, să se comercializeze în preajma sărbătorii pascale, să se comercializeze miei numai în locurile speciale amenajate și verificate de către medicii veterinari și întotdeauna documente veterinare, iar la produsele de origine, de la produsele de origine animală și non-animală, se urmărește atât modul de depozitare, de prezentare, pentru comercializare, de etichetare. Mult doriții miei pentru masa de Paște ar putea fi cumpărați la Pașcan din punctele ce vor fi deschise, cel mai probabil în cele două piețe agroalimentare, la fel ca și în anii trecuți. Trebuie să se amenajeze un spațiu în piață. În fiecare an a fost amenajat un spațiu în piață unde s-au expus pentru comercializare miei, probabil că și în anul ăsta se va face. Și numai că miei trebuie sacrificați într-un abator autorizat. Într-un punct, chiar un punct de sacrificare autorizat
pentru această perioadă pascală. Directorul DSV Iași, Vasile Gaboran, recomandă tuturor să cumpere carne doar din abatoarele sau centrele specializate. De asemenea, o altă modalitate este achiziționarea directă de la stână. Cetățenilor municipiului Pașcani sau chiar a județului Iași, tot ce se cumpără din portbagajul mașinii, de la colțul blocului, nu este verificat și nu răspunde direcția sanitară veterinară și medicul veterinar nu răspunde de acel produs. Deci ce e în portbagaj îl cumpără pe propria răspundere. Să meargă direct la stână și să-l vadă pelul de acolo când îl taie ciobanul, când sacrifică ciobanul și să-l ducă acasă. Menționăm că la acest moment, cu câteva săptămâni înainte de Paști, prețul pentru un kilogram de carne de miel este cuprins între 8 lei și 10 lei în viu sau 16-17 lei tăiat. Chinezii au pus ochii pe una dintre cele mai de succes afaceri din municipiul Pașcani. O delegație formată din reprezentanți ai ambasadei Chinei din România va vizita timp de 2 zile grupul de firme Cosarom. Ei vor fi însoțiți și de specialiștii unei importante firme de audit business. Miercuri vor fi vizitate ferma de porci de la Romanda și cea de pui de la Târgu Frumos, iar joi fabrica de preparate de carne Cosarom Pașcani. O să avem o delegație din China care ne vizitează de la ambasada Chinei și de la o firmă mare de audit financiar, audit de business, vorba de firma KPMG. Ne vin și ne vizitează miercuri și joi tot grupul de firme. Scopul vizitei este semnarea și dezvoltarea unor parteneriate economice între cele două părți pentru extinderea piețelor de desfacere a produselor în zona asiatică. Și bineînțeles că o să-i duc să viziteze și Iașu. E firesc să fie așa. Deși vor să ne cunoască la noi acasă, să vadă cum ne-am dezvoltat și dacă putem stabili niște parteneriate. Grupul de firme fondat de omul de afaceri Neculae Apostol este un business de succes 100% românesc. Anul trecut, cifra de afaceri a crescut cu 22,4% față de 2015, iar produsele sunt apreciate și vândute și în alte țări europene. Polițiștii din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău sau Iași au făcut acțiuni de amploare la sfârșitul săptămânii trecute în orașe, dar și în comunele din împrejurimi. Au fost date amenzi de 10.000 de lei atât pentru scandaluri, cât și pentru neregulile din trafic, rutiere sau din comerț. Mai mult decât atât, un bărbat a fost dus la închisoare pentru că a condus fără permis. Tupăl fără limită pentru un bărbat în vârstă de 41 de ani din Pașcani, acesta a fost prins de oameni ilegi în timp ce circula cu mașina având permisul de conducere reținut. Șoferul, proprietarul unui Range Rover, mergea chiar prin centrul orașului, pe strada Ștefan cel Mare. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că bărbatul figurează cu permisul de conducere reținut, astfel, pe numele său s-a întocmit un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conform articolului 335 din Codul Penal. Pentru aceeași faptă, un tânăr de 30 de ani a fost încarcerat sâmbătă la penitenciarul Iași pentru aproape 2 ani. Nici la Hârlău nu a fost un sfârșit de săptămână foarte liniștit. Un șofer a rămas fără permis și a primit o amendă de 580 de lei pentru neacordare de prioritate, iar un tânăr a primit o amendă de 1000 de lei pentru că a făcut scandal. În urma acțiunilor desfășurate de polițiști a fost depistat un tânăr de 21 de ani, în care a fost sancționat contravențional conform legii 61 din 1991, întrucât pe fondul consumului de băuturi alcoolice a adresat cuvinte și expresii jignitoare unui bărbat. La Târgu Frumos, controlele au fost făcute în zona comerțului. Au fost date 72 de amenzi în valoare de peste 14.000 de lei și au fost confiscați 113 pomi fructiferi puși la vânzare fără acte. Un bărbat a fost sancționat contravențional conform legii numărul 12 din 1990, întrucât a fost depistat pe DE583 în timp ce oferea spre vânzare pomi fructiferi de diferite specii fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Menționăm că astfel de activități se fac din ce în ce mai des pentru prevenirea infracționalității stradale, a comerțului ilicit, dar și a incidentelor din trafic care uneori se pot solda cu pierderi omenești. Lucrurile se pun în mișcare într-o comună din preajma Pașcanului. Administrația locală reușește să atragă fonduri pentru investiții de amploare importante pentru locuitori.
Două dintre ele reprezintă construirea unui after school pentru copiii din ciclul primar și asfaltarea peste 4 km de drumuri sătești. Proiectele au fost declarate eligibile, iar în curând se vor face demersurile necesare pentru obținerea banilor și găsirea unui constructor. Din ce în ce mai multe comune fac demersuri pentru construirea unui after school. După Tătăruș și comunitatea din Moțca va avea un astfel de centru ce vine în sprijinul copiilor. Proiectul în valoare de circa 9 miliarde de lei vechi a fost declarat eligibil de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Vor sta și își vor face temele după programul școlar și tot un proiect însumând valoarea de vreo 9 miliarde, construcție și dotare. După finalizarea clădirii, care va avea loc cel mai probabil anul viitor, elevii vor avea un spațiu de peste 400 de metri pătrați. Vis-a-vis de construirea after school-ului în curtea primăriei, vom demola grajdul existent și vom construi un after school în care trei cadre, două didactice și una nedidactică, vor lucra 36 de copii. Săptămâna trecută, reprezentanții administrației locale au mai primit o veste bună de la AFIR. După trei încercări eșuate, miercurea trecută a fost declarat eligibil un proiect ce prevede asfaltarea 4,4 km de drumuri sătești în valoare de circa 1 milion de euro. Modernizările se vor face pe două străzi din Băureni și 7 din Moțca. Din cei peste 6.000 de elevi ce învață la școlile din municipiul Pașcan, aproape 400 dintre ei vor beneficia de burse sociale, de merit și de studiu. Cuantumul acestora este de 60 de lei pentru cele sociale și dublu pentru cele de studiu și de merit. Proiectul de hotărâre va fi discutat, dezbătut și aprobat de către aleșii locali în ședința de Consiliul Local ce va avea loc în ultima zi din această lună. Veste bună pentru elevii pășcăneni care primeau burse de studiu, de merit sau sociale. Și în acest an, beneficiarii vor primi banii de la bugetul local, asta pentru că a fost depus un proiect de hotărâre ce se va discuta în cadrul ședinței programate pentru ziua de vineri, 31 martie, de la orele 10. Inițiatorul este viceprimarul municipiului, Gabriela Nedelcu. Hotărâre privind acordarea burselor sociale, a burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în perioada ianuarie-iunie 2017. Din cei peste 6.000 de elevi din acest an școlar, numărul beneficiarilor va fi de 397 de burse sociale de merit și de studiu pentru luna ianuarie anului și 385 pentru următoarele luni până când elevii vor intra în vacanță, respectiv februarie-iunie. Cuantumul unei burse, deci bursele sociale, sunt de 60 de lei pe lună, iar bursele de merit, respectiv bursele de studiu, sunt în valoare de 120 de lei lunar. Valoarea totală din fondurile pentru acoperirea acestei cheltuieli vor fi suportate din bugetul de cheltuieli și venituri al municipiului Pașcani, anul 2017, burse elevi, capitolul bugetar, și este în valoare de 196.440 de lei. Elevii provin din 8 școli din Pașcan și suburbiile Lunca și Gâștești. Cei mai mulți beneficiari de burse de merit și de studiu învață la Miron Costin, urmat de Sadoveanu și CF Unirea, care sunt pe primul loc pentru burse sociale. La polul opus se află Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, cu doar 25 de beneficiari la cele trei categorii. În municipiul Pașcan, în acest an, 2016-2017, sunt școlarizați 6.101 elevi în învățământul primar, gimnazial și liceal, cu 31 mai puțin în acest semestru. Competiție de fotbal organizată la o școală din Pașcan pentru a marca zilele școlii. Este vorba despre Unitatea de Învățământ Iordache Cantacuzino, ce în săptămâna ce tocmai s-a încheiat a sărbătorii prin diferite evenimente, acțiuni și manifestări încă un an de învățământ gimnazial. Mișcare prin fotbal la fosta școală numărul 3 din Pașcani. Sâmbătă dimineața, patru echipe de elevi de la patru școli au participat la un mini-campionat de fotbal. După mai multe minute de joc și în urma golurilor marcate, s-a ales câștigătoarea. Competiția mi s-a părut destul de echilibrată. Am avut trei meciuri care nu au fost nici ele foarte ușoare. Suntem mulțumiți de rezultatele obținute și sperăm să
Mergem victorioși în continuu. Este vorba despre echipa de fotbal a școlii organizatoare Iordache Cantacuzino. Cupele, medaliile și diplomele au fost oferite de către conducerea școlii profesor Daniela Simion. De loc 4, echipe de fotbal de la școala gimnazială Valea Seacă, coordonată de domnul profesor Micuțaru Mirel. Foarte locul 3, echipei de fotbal de la școala gimnazială Hărmănești, coordonată de domnul profesor Ionuț Macovei. Vă rog, pe rând, câte unul, veniți voi! Locul 2 se acordă echipei de fotbal de la școala gimnazială Topile, coordonată de domnul profesor Ionuț Macovei. Acordă locul întâi echipei de fotbal de la școala gimnazială Iordache Cantacuzino, coordonată de domnul profesor Ionuț Mocăniță. Următoarele locuri au fost ocupate de școala Topile, Hărmănești și Valea Seacă. Am invitat trei școli din împrejurimile Pașcanului și școala organizatoare, școala de Cantacuzino. Astfel, la sfârșit competiției s-au ocupat următoarele locuri. Locul 4, școala gimnazială Valea Seacă, locul 3, școala gimnazială Hărmănești, locul al doilea, școala gimnazială Topile, iar locul 1, școala organizatoare, școala de Cantacuzino. La sfârșit vreau să mulțumesc sponsorilor, domnului Tănase pentru sprijinul financiar acordat pentru buna desfășurare a acestei competiții și sperăm să vină și ediția a treia anul următor. Evenimentul se află la a doua ediție în acest an. Zeci de elevi de la școlile din Pașcan, Târgu Frumos și Hârlău au obținut locuri fruntașe la concursul regional Micii Matematicieni. Competiția a avut loc în weekend la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hârlău, unde au participat sute de copii. Doi elevi pășcăneni de la școala gimnazială Iordache Cantacuzino și unul de la Sadoveanu au reușit să ocupe trei locuri întâi în clasament. Punctaj maxim pentru doi elevi de la școala Iordache Cantacuzino din Pașcan la concursul Micii Matematicieni ce a avut loc în Hârlău. Bianca Bălan, elev în clasa 3-a și Rareș Oprea, elev în clasa 4-a, au rezolvat corect toate exercițiile și au luat 60 de puncte din 60. A fost un concurs dificil, spun elevii, pentru care au muncit din greu. Exercițiile nu au fost ușoare, au fost chiar foarte dificile. Mi s-a părut o experiență frumoasă și aș putea spune că aș mai participa dacă aș în clasele 5-8, dacă aș avea ocazie. Și aș vrea să spun că prin munca asiduă totul se poate întâmpla. Orice ne punem în gând, orice ne dorim, se poate împlini, dar doar dacă muncim. Dacă vrei să ajungi primul, atunci trebuie să muncești mereu. Învățătoarea care îl coordonează, Claudia Bârgoanu, este mândră de elevul ei. Rareș este silitor și încearcă mereu să găsească rezolvări la cele mai dificile exerciții. Este un concurs dificil, este un concurs la care nu reușești să obții asemenea performanțe fără o muncă asiduă. Este un concurs la care, dacă vrei, poți, dar ca să poți, trebuie să muncești. Rareș a fost un copil special, un copil care zi de zi m-a provocat și a venit cu tot felul de probleme mai ușoare, mai dificile, la care nu-și găsea singur răspunsul. Împreună am reușit și sunt mândră de acest lucru. Așa cum a fost anunțat înainte de concurs, elevii claselor a 4-a din zona Hârlăului, care au obținut cel puțin 30 de puncte, pot să se înscrie în clasa următoare fără examen de admitere. Conform clasamentului, sunt 5 școlari cu punctaje între 30 și 34 de puncte. O mențiune specială aș face pentru elevii de clasa a 4-a, în special elevilor din zona Hârlău, cărora le acordăm 8 locuri la clasa a 5-a, fără să mai participe la concursul din luna mai. Aceste locuri se vor fi acordate în urma clasamentului final de la clasa a 4-a și se vor înscrie în clasa a 5-a fără concurs. Menționăm că și Andrei Bompa, elev în clasa a 8-a la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcan, a fost primul în clasament pe categoria lui. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul beattv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri.